Urmează partea cea mai interesantă, pentru că vom vorbi în continuare despre zilele benefice din anul 2024, Alina. Sigur, um, vorbeam despre luna martie ca fiind o lună cu un impact deosebit. Întotdeauna știm deja martie, luna martie și luna noiembrie sunt luni foarte puternice, evident și ultima zi din an și prima zi din an ca zile portal. Dar dincolo de acest aspect al descărcărilor energetice care au loc în luna martie, în sensul că, sigur, iar o anumită forță și din punct de vedere spiritual trebuie să fim foarte atenți cu ceea ce creăm, cu ceea ce emitem în martie, pentru că se creează o legătură cu elemente și din zona mai puțin benefică în luna martie. Ca atare, cu cât suntem mai puternici, cu cât vibrația este mai uh, bună, cu atât suntem mai ecranați în fața acestor agresiuni. Uh, pe 25 martie avem o eclipsă de lună în penumbră, cu soarele pe 5 grade berbec, luna pe 5 grade balanță. Este o zi portal, într-adevăr, uh, propice uh, rezolvării în plan relațional. Deci este o zi în care este foarte bine să analizăm ce ni se întâmplă, de ce ni se întâmplă și atunci când mă refer la relații, nu mă refer neapărat la relația bărbat-femeie, mă refer la relații în general, la orice tip de parteneriate. Chiar dacă, nu știu, ai intrat într-o anumită relaționare, într-un parteneriat cu, nu știu, cineva, să spunem, cu care ai un proiect în comun și așa mai departe, este o zi foarte bună. Deci, atenție cu cine ne asociem și cum ne raportăm la aceste asocieri prin prisma proprii personalități, pentru că nu vom putea să ne disociem total de propria noastră personalitate. Este foarte important să înțelegem faptul că în 2024 nu mai există, nu mai e de glumit cum spun eu, nu mai există șansa să tu să ai un timp de, de personalitate, să fii în parteneriate cu oameni din cu totul altă zonă. Uh, trebuie să existe o simpatie, o conexiune între spirite, cum spunem noi. Pe 1 aprilie este o zi în care avem un Jupiter conjunct cu Uranus, o zi bună pentru a ne concentra pe ceea ce vrem să facem ca și proiecte de viitor. Trebuie să ne gândim cum ne proiectăm în viitor. Astrologia apare așa puțin... Să spunem, evazivă, dar nu este deloc evazivă. Dacă știm cum să o tratăm și cum să apreciem aspectele, ne poate da informații uh, foarte exacte. Pentru ei, este bine să-i luăm în calcul și pe ceilalți, pentru că ajutorul s-ar putea să vină de unde cu mintea nu gândim. Uh, este o foarte mare forță uh, din astral uh, care ne dă putere în această zi. Uh, mai mult decât atât, uh, trebuie să ne dorim foarte mult să facem ceva. Este o zi foarte bună pentru concentrare. O zi în care, dacă știm exact cum să ne poziționăm, uh, lucrurile vor ieși exact așa cum ne dorim. Sigur că da, cu acea condiție despre care nu mai discutăm, uh, conform căreia trebuie să luăm în calcul și voința divină. Nu putem să ne dorim chiar orice, uh, evident. Urmează o altă eclipsă pe data de 8 aprilie pe gradul 19 Berbec este o perioadă portală aici între 25 martie și 8 aprilie între cele două uh, eclipse și uh, de obicei perioadele portale între eclipse uh, vorbesc, acum este vorba și despre zona Berbec-Balanță, vorbesc despre echilibrare în planul relațional. Cu siguranță veți observa în această perioadă de sfârșit de martie început de aprilie că s-ar putea să mai dispară anumite relații sau să se um, consolideze anumite parteneriate, este bine să luăm în calcul și sugestiile din partea Universului, pentru că Universul în 2024 spune așa ce n-ați înțeles anul trecut cu siguranță o să înțelegeți acum și nu în a doua parte a lui 2024 chiar în prima parte a acestui an pe data de deci 25 martie 8 aprilie de reținut foarte bună perioada pentru a ne gândi cum ne raportăm la toate acele persoane care sunt importante într-un fel sau altul în viața noastră sau de care depinde. Pentru că, încă o dată, nu întotdeauna noi avem un telefon, dar și în telefon avem niște contacte, niște oameni. Dacă ar veni cineva de sus, o forță, și ne-ar lua telefonul și s-ar uita la fiecare persoană, cu siguranță ar avea ceva de comentat și ar spune, uite, aceasta este o uh, relație de prietenie pe care nu o fructifici sau nu știu, este un om care te-a ajutat și nu, uh, cum să spun, ai putea să fii mai grijuliu sau ai putea să fii mai atent sau mai atentă cu această persoană. În schimb, uh, îți dai toată ziua mesaje cu o persoană care uh, nu dă doi bani pe tine, cum se spune. De foarte multe ori facem greșeli în această zonă și această perioadă, portal, între 25 martie și 8 aprilie, vorbește exact despre acest gen de corecție pe care trebuie să o facem. Noi, dacă nu, ne-o face Universul. Adică, sigur, ne enervează foarte rău persoana care îi dăm prea multă importanță sau persoanele cărora le dăm prea multă importanță. Și, totodată, este și o perioadă de vindecare, pentru că de câte ori avem șansa de a corecta greșeli, ne și vindecăm. Normal, un om care nu mai greșește sau care nu mai are un viciu sau care Funcționează la parametri maxim Este o persoană vindecată Deja îi simți energia, vibrația, aura Este luminos Sunt oameni care nu mai au aură Au ceva câmp energetic normal Că altfel ar fi morți Dar în sensul că nu este aura aceea omului Care efectiv simte că trăiește Sunt unii care devind foarte mult Una e, Poate devie să zicem profesional Dar în schimb în rest ești, Îți merge totul perfect se observă într-adevăr o deformare energetică în aurata, dar nu e atât de gravă, dar sunt unii care pe niciun domeniu nu sunt pe drumul lor. Și atunci câmpul energetic devine foarte slab și scade imunitatea, se îmbolnăvesc, sunt total nefericiți, încep depresiile și așa mai departe. Pe data de 20 aprilie, spuneam, este foarte important să ne gândim cum vrem să avem expansiune și în ce zonă? Pentru că este o zi foarte bună să înmulțim lucruri. Dacă, de exemplu, vrei să te gândești cum să câștigi mai bine sau cum să ai mai multe proiecte sau mai mulți prieteni, gândiți-vă care este zona de deficit. Deci, în aproape ultima parte a lunii aprilie, gândiți-vă unde îți lipsește ceva. Unora le lipsește ceva financiar. Altora li lipsesc prietenii. Au bani câți doresc, dar nu au prieteni, sau nu au uh, zile libere, sau nu au, uh, nu știu, momente în care să fie doar ei cu ei. Și atunci este foarte bine să încercați să înmulțiți exact zona în care nu uh, există un deficit. Mm -hmm. Acolo unde chiar ai nevoie. Dacă am avea norocul și șansa să existe cineva care să vină la noi și să ne spună aici este zona ta de deficit. Eu aș fi foarte interesată de acest aspect, pentru că este important să spune cineva unde nu funcționezi ca la carte, unde e deficit, pentru că acolo tu poți în acel moment să devină prioritate zona respectivă și să crești, pur și simplu. Pe data de... 25-26 aprilie vorbim despre o revenire la ceva ce am vrut să facem la un moment dat. Este vorba despre o renegociere și nu am făcut. Am vrut să facem și nu am făcut din diverse motive. Deci este o zi portal foarte bună în acest domeniu. O altă zi portal, dată de 1 mai, um, o zi portal bună pentru a ne împăca cu toate acele zone și domenii în care au existat divergențe majore. Și de ce spun acest lucru? Planetele sunt împărțite aici pe trei zodii puternice, Pești, Berbec și Taur. Saturn, Neptun, Marte în Pești, Nodul Nord, Mercur, Chiron în Berbec și Venus, Jupiter, Uranus, Soare în Taur. Uh, este o zi bună și pentru proiecte concrete grație primei zodii de pământ, o zi și activă în care putem să fim foarte dinamici pe negocieri cu acest Mercur, Chiron și Nodul Nord în Berbec, dar înainte de toate... Este o zi foarte bună pentru că știm bine deja ce înseamnă Marte în pești, dușmănii karmice, dușmănii ascunse, șansă de a ne împăca cu dușmani, de a transforma dușmanii în prieteni. Dar poți să transform și prieteni în dușmani în această zi. În orice caz, este un moment în care se aleg pe undeva lucrurile. Și putem să spunem mesaje foarte puternice, de, de exemplu, în 2024 vor fi două categorii de persoane, din punct de vedere spiritual, două, două categorii de situații cu care ne vom confrunta în ceea ce privește relaționarea noastră cu cei din jur. Este un an foarte tranșant cu simularea la sfârșit și tot ce am spus până acum. Și există riscul să-i spui unei persoane exact ceea ce gândești și persoana respectivă să nu mai colaboreze cu tine poate niciodată. Și în 2024 există și această situație în care poți să-i spui cuiva ceea ce gândești și să spui că te deranjează lucrurile respective, și persoana respectivă să-ți devină cel mai bun prieten sau cel mai bun colaborator pentru că a înțeles ceva ce te deranja. Și se va face în această împărțire între oameni. Foarte puternică va fi, foarte dură. Noi, oricum. Aș vrea să spun un lucru, după părerea mea, este important să știm. Nu trebuie să ne tulburăm indiferent ceea ce ni se întâmplă, pentru că este un sfârșit de an foarte dur uh, și un început de an la fel de dur, din punct de vedere energetic. Asta nu înseamnă că nu putem avea foarte multe bucurii și prieteni și uh, să ne facem tot felul de plăceri, nu se discută. Dar, din punct de vedere energetic, se fac niște reglaje și niște reglări karmice incredibile. Astea nu le vedem pentru că nu vedem energia care. Uh, nu vedem acum ce se întâmplă în jurul nostru, sigur că da, unii o simt. Uh, și, având în vedere că este un an atât de puternic din punct de vedere energetic, se vor întâmpla lucruri care deja plutesc în aer. Acum, de exemplu, acum plutesc foarte multe lucruri în aer. Nu toată lumea știe, dar unele plutesc în aer. Nu s-au întâmplat, dar ele plutesc undeva și se vor întâmpla cât de curând. Uh, sunt lucruri puternice, lucruri de forță, lucruri absolut necesare, nu neapărat lucruri rele. Dar lucruri care, dacă nu ești pregătit spiritual, te pot surprinde. Este ca și când acum cumprut s-ar opri curentul peste tot. De exemplu. Peste tot. Și ar fi oprit o săptămână, să spunem. Nu toată lumea ar percepe lucrul acesta la fel. Cei care sunt inițiați ar lua o ca atare și ar căuta să... Se descurce cum se poate, cei care sunt foarte ancorați în material și în concret s-ar putea să fie foarte tulburați pentru că s-au obișnuit cu televizorul, cu muzică, cu atmosfera aceasta care îți dă o stare de bine, sigur că, da, în întuneric e puțin mai dificil, mai ales seara. Deci este foarte important să înțelegem faptul că este un an dur din punct de vedere energetic în care tot ceea ce n-am terminat de făcut în 2020 va fi imposibil să nu... Dacă noi am intrat din 2023 cu un prieten care de fapt ne este dușman, ca să vorbim direct, în 2024 omul acela va face ceva atât de grav încât va fi imposibil să nu-ți dai seama că ți este dușman. Dar tu ai vrut să-l păstrezi, pentru că tu ai știut de fapt din 2023 că ți e dușman, dar te-ai făcut că nu vezi, că ai zis că așa e frumos să începi noul an. Fără <până> să fi certat. Dar nu se va mai putea. Uh... Sunt și oameni care și-au făcut curățenie de acum 2 ani și acolo, sau 3 ani sau 4 ani și acolo nu nu mai e nicio problemă. Noi vorbim doar despre cei care pe undeva mai avem slăbiciuni. Mm -hmm. Da, este, cred, ultima noastră întâlnire din acest an, pentru că sfârșitul de săptămână vine cu schimbarea anului. Alina Bădic, este foarte important să ținem cont de toate aceste recomandări pe care ni le-ai făcut. Ele sunt prețioase, sunt cruciale și sunt rezervate inițiaților. Dacă înțelegem să colaborăm uh, cu înțelepciunea și cunoștințele astrologului, cu siguranță ne va fi mai bine. Alina Bădic, mulțumesc foarte mult cu mare drag. Uh, pentru toată prețioasa ta cunoaștere pe care ne-o împărtășești. Ne vom întâlni anul viitor, un an în care înțeleg că nu avem prea mult de ales, pentru că va fi anul unor schimbări... Uh, se vor produce de la sine. Important e să fim pregătiți și Așa. să te urmărim cu atenție anul viitor, de fiecare mulțumesc dată când vom putea. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost.